Salut și bine te-am găsit la un tank review astăzi pentru tine Super Conquer în World of Tank Blitz. Ei bine, tankul nu este foarte nou, are undeva la 2 ani de zile sau poate chiar mai puțin aproape acest joc și până acum nu am fost atent, nu cred că a apărut niciodată la vânzare decât în cutiuțe, dar este o veste bună și o veste proastă. Vestea bună este că este la vânzare și nu în cutii, ci poți să-l iei 100% garantat acest tanculeț. Problema este că îl găsești în acest un fel de cumpărătură în scară, sau nu știu cum să întrepte, cum să-l numesc. Trebuie să ajungi să cumperi toate 3 tancurile și să ajungi la al patrulea nivel ca să cumperi tanculețul. Mai precis găsești la notificări Bundle Chain. Aici avem detaliile despre această interesantă cumpărătură pe care trebuie să o faci tu. În primul rând, cu 10 euro, în cazul meu, 10 lire, trebuie să cumpăr acest M41D, un tank care nu am o părere foarte bună despre acest tanculeț, după cum vezi la treapta 1. La treapta 2 vei putea să cumperi Gravedigger-ul, apoi la 3 Chimera și în final vei cumpăra acest Super Conquer. Din păcate m-am uitat și să știm, nu am văzut care ar fi prețurile. Ok, știu că este primul 10 lire, dar nu știu cât vor costa celelalte tancuri. Nu poți să sari nicio treaptă să cumperi direct care tank îl vrei tu, ci trebuie să le cumperi toate pe rând frumos. E bine, despre tanculeț. Tanculețul e foarte frumos. E foarte frumos, mai ales dacă îți cumperi și camuflajul legendar pe el. Eu nu mi-am primit, am așteptat să primesc o ofertă la acest camuflaj, pentru că 2550 de gold mi se pare un pic cam piperat pentru un camuflaj. Dar camuflajul arată foarte bine, arată foarte frumos, arată într-adevăr ca și un warrior, ca și un războinic. Foarte frumos desenat, foarte frumoase culori, tankul este foarte frumos, are space armor la turelă, da. E mișto, ce să zic. Hai să intrăm în amănunte, să vedem pe Blitz Hangar ce ne spun colegii noștri despre acest tanculeț în mai multe detalii. Am făcut acele setări. Singurul lucru care l-am tot schimbat la acest tanculeț a fost pe partea de echipament, între reload sau penetrare. Greu de spus. În funcție de cum crezi tu că poți să le schimbi și tu, este doar ceva opțional ceea ce am selectat aici. Ca și parametri, HP-ul, am uitat să spun, este un tank de tier 10, colector britanic, heavy. E un tank chiar heavy. Ca și HP, tankul are puțin HP, pentru tier 10 doar 2300 HP. View range-ul este ok, 282-283 de metri. Ca și putere de foc, are 3 muniții, AP, APCR și High Explosive, ceea ce este ok. Ca și DPM, tankul nu stă foarte bine când folosești Calibrated Shells, dar când folosești Garamer sare 2850 ca și DPM, deci este ok. Ca și penetrare, eu repet, folosesc în cazul ăsta să folosesc Calibrated Shells. În acest caz, penetrarea pe AP este 272, deci nu vei avea probleme să folosești această muniție în majoritatea cazurilor, deci asta înseamnă că nu vei pierde credite când folosești Gold. Ca și damage, Alpha Damage este mic, 400, Shell Velocity 1000 de metri pe secundă, relevant și nu prea relevant, pentru că o să vezi imediat la armură, tankul ăsta în mod normal se joacă de la distanță mică și medie, deci Shell Velocity este prea puțin important, la fel și pentru aia care se pierde cu distanța, 7-8%. Ca și reload, cum îl folosesc eu, 905, poți să folosești Garamorul și atunci va scădea la 842. Pe muniția premium ai APCR-ul, o muniție care mie îmi place foarte mult. Penetrarea este de 342, deci nu vei avea probleme să penetrezi nici măcar mouse-ul în hatch-ul fără probleme. Damage-ul 340, iar shell velocity 1334. Penetrarea care se poate cu distanță, deci la distanță foarte mare, 4-500 metri. Sfatul meu este să nu tragi cu AP-ul. Încearcă să tragi cu APCR-ul. Pe partea de high explosive, ai bine, aici puțin strălucește tankul, și anume are o penetrare de 121 și un alpha damage de 515. Diferența dintre AP și high explosive este destul de mare, între 400 și 515, este distanță mare ca și damage. De asta te sfătuiesc să ai destul de multe high explosive montate pe tankul tău. Vei avea multe targeturi care le poți penetra din lateral, aproape toate din spate și chiar și din față câteva.
Shell Velocity ca și APU-ul 1067 de metri pe secundă, ca și Gun Handling, e bine, aici încep un pic de probleme. Gunnerul tău nu este foarte skillat, ca urmare, timpul lui de ochire este destul de mare, 2,28, și dispersia este destul de proastă, 0,35. Ca și dispersie, când tankul se mișcă sau se rotește, este ok, iar alignmentul ței față de target, să știi, stă bine la depresie, și anume are o cădere a țevii de 10 grade, deci poți să folosești majoritatea terenurile înclinate, dealuri și mai departe, movile de nisip, vei face față foarte, foarte bine cu acest tun. Din păcate, elevarea este doar de 15 grade, deci să ai grijă, nu vei putea ridica prea mult țeava în momentul în care treci pe sub un deal sau un, știu eu, un tunel sau ceva și vrei să tragi în sus, nu vei putea face treaba asta. 15 grade de presiune este extrem de puțin. În schimb, turela se mișcă foarte repede, 39 de grade pe secundă. Ca mobilitate, tankul este greu, 77 de tone și are viteză mică, atât cu fața cât și cu spatele, 3,6 cu fața, 16 cu spatele. Cai putere pe tonă foarte prost, între 6 și 13, iar traversa se mișcă și ea destul de prost, între 16 și 33 de grade pe secundă. Singurul lucru în care vei scăpa, să zic, singurul mod în care vei scăpa, va fi dacă vei fi pe hard terrain. Atunci va fi foarte greu pentru tankurile light medii să-ți facă circuit of death, pentru că împreună 39 cu 33, undeva la cât 70, 60 și ceva de grade pe secundă, ești ok. Dar dacă te prind tankurile pe nisip sau în apă, ești pa, deci ai grijă și inclusiv pe ce teren folosești acest tanculeț. Nu putem vorbi de camuflaj, este un tank heavy, deci nu are niciun sens. Iar colegii noștri de pe acest blitzhangar.com ne recomandă două strategii, și anume frontline, da? Pentru că are o armură bună, frontală, iar long range sniping spune că este average. Așa spun și eu, dispersia nu este bună, shell velocity nu este bun, deci la distanță mare nu te prea sfătuiesc să tragi. Cam așa arată tunculețul văzând din perspectiva lui IS-4, cu calibrated shells este o bestie, efectiv o bestie, și într-adevăr nu este nicio, cum să spun, nu este nicio deformare. Ăsta e adevărul, tankul arată foarte bine, foarte bine armurat. Inclusiv dacă folosești hitul la IS-4, după cum vezi, sunt doar ceva spoturi, puține spoturi care pot fi lovite. În poziție de hull down, tankul arată foarte, foarte bine. Dacă schimbi înapoi pe AP, șanse să fii penetrat spre 0. Multă lume care va folosi muniția premium, să știi, și dacă îți va face damage, îți va face mai puțin damage, pentru că este muniție premium. Din lateral, tânculețul este foarte slăbuț, are un pic de space armor pe lateral aici, în schimb aici nu, are doar 100 de milimetri, iar în unele locuri chiar 70. Asta înseamnă că dacă cineva de la distanță mică te vede cu o penetrare bună de peste 70, să știi că te va putea penetra cu exploziv chiar și în turelă, iar în spate aici este un pic de problemă, inclusiv la turelă, dar mai ales la șasiu, ai doar 40 de milimetri de armură, deci ai grijă, nu sta cu spatele la indieni. Da, tankul arată foarte bine, armurat, deci trebuie să te bazezi pe armura acestui tank. Dacă te înclini mai mult de 20 de grade, am observat că deja încep să poți fi penetrat inclusiv în partea laterală, dar dacă stai cam așa, nu vei avea probleme foarte mari. În șinele, să știi, poți să fii penetrat, chiar dacă aici nu arată, în șinele poți să fii penetrat, dar încearcă lower plate-ul să ți-l ții ascuns. Ca și comparație, am pus alte două tankuri, Chieftain și Kranwagen, dar nu o să pierdem timpul cu chestia asta, pot doar să spun doar o simplă concluzie. Pe partea de armură frontal, Kranwagenul stă mai bine decât Conqueror, foarte, foarte puțin, deși aceste două tankuri se pot juca în porții de hulldown perfect. Chieftainul, din păcate, nu este atât de armurat, este un tank suport Chieftainul și nu este un tank de frontline cum sunt celelalte două. Deci, cam asta ar fi părerea mea despre armură, ca și calitatea țevii. Din păcate, sunt pe Conqueror, stă mai prost decât ambele tankuri, atât la penetrare, cât și la shell velocity, cât și la dispersie, aiming time și așa mai departe. Și din punctul meu de vedere, pe partea de țeavă, Chieftainul câștigă MK6-le detașat față de celelalte două competitoare. Deci dacă e să-ți alegi una dintre, dacă vrei să ai o variantă cea mai apropiată de un tank de hulldown, părerea mea că dacă nu vrei să cheltui bani, poți să-ți iei de pe Tech 3 acest Kranwagen.
Acestea fiind spuse, hai să jucăm un singur joc. Pe tank nu o duc rău, nici nu am prea jucat tankul, am făcut și o pauză de vreo lună și jumătate de joc, mi-a fost puțin dificil să să mă reintegrez, să zic așa, în comunitatea noastră de tankiști. Am jucat acum două seri cu colegii noștri pe un canal de Discord, ne-am distrat puțin, dar nu am făcut mare lucru, se vede că mi-am pierdut puțin din îndemânare. Pe tank nu stau rău, la 11 bătălii este absolut irelevant, sunt prea puține bătălii ca să poți să-ți formezi o idee despre cât de bine o duci tu ca persoană în acest tank, dar eu am început bine. Undeva la 100 de bătălii ar trebui să ai pe tankul respectiv ca să poți să-ți formezi o idee cam cât de bine o duci pe tank. Deocamdată am început bine, cu un iri de 70% și un average damage de sub 3000. Deci este ok, un început ok. Acestea fiind spuse, ca și concluzii înainte să încep, ca și consumabile, provizia să vedem, folosesc două repair kit-uri pentru că voi folosi tankul în prima linie și voi avea nevoie să-mi repar module. Nelipsit adrenalină, nu uita dacă poți să folosești totdeauna FO. Ca și provizii, pentru că am două repair kit-uri, nu voi folosi toolbox-ul, dar voi folosi rația mică, rația mare și pentru că tankul este foarte, foarte lent, voi folosi improve fuel. Pe partea de muniție, aici poate să se pagă puțin ciudat, folosesc high explosive la fel ca și AP-uri, 15 și 15. Nu uita muniția premium să o schimbi din dreapta, să-ți cumperi cu silver și nu cu gold. Nu folosesc foarte multe, pentru a 272 pe AP eu zic ajunge, dar să ai câteva totuși dacă vei întâlni vreun mouse sau un E100. Pe partea de echipament, e bine, foarte mult am tot schimbat aceste două, cum ți-am spus, la Combat Power, dacă să folosesc Garamond sau Calibre de Shells, depinde de tine cum îți place, să tragi mai repede sau să tragi mai lejer cu penetrare, aici depinde de tine. Iar pe partea, din păcate, aș fi vrut să folosesc Supercharge și Refine Gun, Supercharge-ul pentru că are două muniții care își pierd din perioada toată cu distanța și de asemenea shieldbustul este prost și să folosesc Refine Gun totuși să reduc cât se poate de 0,3 această dispersie, să pot trage și la distanță mare. În schimb, timpul de lucrare la acest tank este cea mai mare problemă din punctul meu de vedere. Ca urmare, folosesc Enhanced Gain Line Drive și Vertical Stabilizer. Ca și vitalitate, tankul are 77 de tone, discutabil dacă vrei să folosești improve modul ca să dai ram la vreun tank, dar eu, pentru că din lateral și în spate ai văzut, armura este slăbuță, prefer să folosesc defense system. Armura este bună, foarte bună și poți să îmbunătățești și mai mult cu 4%. Dacă nu ar avea armură deloc, acest 4%, 4% de nimic e tot nimic, dar dacă ai armură bună, nu uita să folosești enhanced armor. Cutia cu toolbox-ul, pentru că ai nevoie să-ți repar modulele cât se poate repede, asta în cazul în care rămâi fără consumabile. Ca și specializare, voi folosi V-Range, voi fi în prima linie, voi încerca să fac spot pentru echipă. Folosesc Engine Accelerator, tankul, repet, este foarte, foarte lent, este, chiar dacă pe hârtie arată cranvagonul că este mai lent decât acest tank, nu este așa. Cranvagonul este mai rapid decât Super Conquer, mai ales, nu mai ales, pentru că are acel Improve Engine, să consumește, și e extrem de rapid cu acel consumabil. Și mai folosesc și 15% cooldown la boostere, să folosesc consumabile mai des. Acestea fiind spuse, hai să încercăm un singur joc în Encounter, al 12-a match, să vedem dacă reușim să primim o hartă cu un pic de ușor, loc în care pot să mă folosesc de armura frontală a tankului, un pic de depresie la tun și, ce să zic, să-și facă treaba tankul. Canyon, o hartă super, super bună, putem merge pe mijlocul hărții la baza B. Să scoatem și boostele afară, să ne influențăm. Tankul are un credit coeficient de 130%, asta am uitat să spun. Asta înseamnă că tu în acest tanculeț pe... Bravo! În început glorios. Asta înseamnă că în majoritatea cazului vei face credite cu tanculețul tău, chiar și dacă folosești muniție premium. După cum vezi, inclusiv VK72-ul a reușit să... să fie puțin înaintea mea.
36 de km pe oră este puțin. Acum parcă stau pe loc și totuși sunt la viteza maximă. Dar până la urmă sper să ajungem la destinație. Sper să nu fiu lovit din dreapta. Nu, ok. Nu știu ce vrea să facă nenea cu VK72-ul aici. Nu lăsa să scape, nu lăsa să scape medile. Aici este un muschetar. Nu știu ce face pretenașul cu T-62-ul. Un bounce frumos la IS-4 lateral. Iar o și Mila ca să mai țin puțin pe loc, poate 62 îl scoate, hai, prietenaș. Bravo. Și indienii se pare că s-au concentrat pe plutonul nostru, cred că pluton este, da, bineînțeles, 263. Ia să vedem dacă reușim să-i ajutăm puțin. Nu trebuie să pierzi timpul cu acest tank, pentru că mobilitatea lui fiind foarte, foarte proastă, dacă ai pierdut 10 secunde din joc, s-ar putea să pierzi meciul. Deci gândește din timp unde trebuie să mergi și să și iei în direcția respectivă. Ia să vedem, poate mi-a reușit un shot și cam atât a fost. Un meci extrem de rapid. Extrem de rapid, hai totuși să mai încercăm un joc. Nu a reușit să arăt niciun fel de calitate la acest tank din primul joc. 1000 damage, o, doamne, 34.000 de credite fără booster, după cum ai văzut, deci se fac bănuți în acest tanculeț. Hai să mai încercăm un joc, poate prinde un match un pic mai lung, în care să și facem ceva treabă. Tankul, cred că singura problemă la acest tanculeț este modalitatea prin care poți să-l cumperi. Dacă ar fi fost pentru gold, indiferent cât gold, eu zic că ar fi meritat 25.000 de gold fără nicio problemă. Tankul merită. În schimb, stilul ăsta de cutiuțe, să cumperi din cutii tankuri cu șanse de câștig, este absolut execrabil. Iar acum ce au schimbat, mă rog, nu e prima dată când apare, să cumperi în trepte un tanculeț. Problema este că dacă ai cealaltă M41D-ul, dacă ai Grave Digger-ul sau Chimera, atunci, din păcate, va trebui să cumperi încă o dată acel tank și să primești compensare ca să ajungi până la urmă la Super Conquer să-l cumperi. Ceea ce... Da, nu știu dacă aș face treaba asta, sincer. Eu nu am niciun dintre tankuri în afară de Super Conquer și chiar dacă nu le-am, nu m-aș chinui să le cumpăr pe toate, sincer, chiar dacă nu le-am, pentru că nu știu cât costă. Dacă știi tu, lasă-te rog un mesaj în coment și spune-te rog cât vor costa celelalte tankuri, pentru că nu am văzut niciun preț. Da, dispersia și graba. ...461, ia să vedem, poate reușim un high explosiv pe lateral. 465, e ok, mai reușim un... nu. Lasă să schimb un PAP, pentru că s-a retras prietenașul. Din păcate, nu, puțin prea sus. Ce încerc să fac este să-mi las colegii acolo și să vedem dacă putem să dominăm această parte de hartă. După cum vezi, dispersia tunului, nu l-am nimerit pe acel VT. A revenit domnul cu Crown Wagon-ul, ia să-i mai dăm una în lower plate. Să vedem dacă putem încasa un bounce de la el. Este încărcat, nicio problemă. O să încerc pe cât posibil să mișc, să nu lovească partea din spate. După cum vezi, în partea din spate are hatch-ul. Încerc să mișc în așa fel încât să nu mi-l expun. Da, uite, e o tură mai lungă. Din păcate, tura cred că este pierdută. Ar trebui să fac ceva și nu știu ce. Dacă aș veni sus, aș fi prea expus. Cred că ar trebui să mai stau puțin aici. Să încerc să curăț acest Crown Wagon care mă ține spotat.
Da, din păcate, da, e cam pierdută tura. Ia să dacă prind acel mediu. Am prins mediul, dar... Din păcate, nu un damage foarte mare cu AP-ul. Op, 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 aici, aici este VT-ul, frumosul de el. Încă un bounce de la... Oh, doamne! Da, nu mai ce să mai fac, din păcate. Ia să vedem. Da, o tură pierdută, dar pe cât posibil am încercat să țin acest delușor pentru echipa noastră. Tankul se face treaba. Trebuie să cauți totdeauna zonele deluroase. Să te folosești de depresia tunului. Încearcă să-ți ascunzi lower plate-ul care este, ai văzut, slăbuț. Cu spatele, doamne ferește, să stai la cineva, va pune high explosiv în tine. Din lateral ai văzut, nu are nicio problemă să te penetreze oricine. Ia să vedem, poate facem nu, săracu. Iar calitatea ței, v-ai văzut, la distanță nu am nimerit acel VT, la distanță de aproximativ 250 de metri, pentru că calitatea tonului nu este chiar ca MK6. Per ansamblu, părerea mea personală este că acest tank este foarte bun, nu bun, foarte bun. Pe mâinile unui jucător skillat, tankul ăsta poate să devină chiar OP. Absolut, absolut, fără nicio exagerare. O duc totuși mai bine decât MK6, care l-am supraestimat acel tank. Acest tank încă nu l-am jucat foarte mult, o să-l joc pe viitor și probabil că dacă voi scoate un master frumos, o să-l aplatez pe YouTube ca să ne bucurăm împreună de un joc frumos. Acestea fiind spuse, eu cu mare drag îți recomand acest tank. Din păcate, nu în acest bundle, pentru că nu am nici cea mai mică idee. Până la urmă, cât va costa Super Conqueror-ul cumpărat așa în trepte. Dacă știi, repet, lasă-te rog un mesaj, sunt și eu curios cât costă. Acestea fiind spuse, dacă ai deja tânculețul sau dacă vrei să-l cumperi, eu îți urez multă, multă baftă în el. O zi bună să ai! Salut!